Deci, supralărgire. Da. Cum facem supralărgirea în curbe? Deci, în primul rând, noi avem normativul ăsta. Și aici zice, supralărgirea e ale fiecărei benzi de circulație în centimetri pentru razele curbelor în metri cu valorile respective. Deci avem așa, clasele și categorii drum internațional, celelalte drumuri. Deci la drumul internațional, aici avem supralărgirele, da? Deci 20, 22, 25 de centimetri. Și aici sunt razele curbelor în care se aplică supralărgirile respective pe bandă. Adică dacă noi avem o rază pe un drum internațional de 240 de metri, atunci se aplică 0,25 de centimetri pe fiecare bandă. Dacă avem două benzi, se însumează 25 de centimetri, adică avem 50 de centimetri de să facem supralărgirea pe interior sau pe ambele părți câte 25. Deci cam asta este tabelul ăsta, formula. Da? Deci o să copiem tabelul ăsta. Să avem mai ușor acces la el în AutoCAD, de exemplu. Da, îl punem aici. Și cum o să facem noi? Nu acolo, hai să-l punem aici. Cum facem noi supralărgirile? Selectăm axul și aici mergem la. Deci, în primul rând, trebuie să mergem la proprietățile axului respectiv și aici trebuie să adăugăm normativul. În mod normal ar trebui să existe un normativ românesc, dar nu face bine supralărgirea, da, deocamdată, nu știu, n-am mai stat să-l testez. Deci de aici selectăm design standard. Aici selectăm maxim 4%, da? Supraînălțarea, bine, noi nu vorbim acum de supraînălțare, dar aici setăm valorile respective, 2 lenci, nu știu ce aici, da? Deci în principiu aici selectăm valorile respective și viteza o punem 50 deocamdată, asta nu ne interesează. Bun, mai departe, facem offset la axul principal, la offset aici zicem margin drum, lățimea, selectăm lățimea benzii de 3 metri și aici la wading, da, la supralărgire, bifăm și selectăm. Bine, nu selectăm că e selectat în partea cealaltă, deci este normativul care l-am selectat în partea cealaltă și aici selectăm, da? Deci rămâne așa, H2 simplu formula, inside only, asta în caz în care vrem să punem supralărgirea doar pe interior sau pe exterior sau pe ambele părți. Noi selectăm pe interior, două benzi, da? Și aici la 12 metri, normal lane wide, adică lățimea normală a benzii de 3 metri. Și aici well base length, asta nu știu, asta calculează cumva supralărgirea asta, încă n-am, nu știu exact ce face acest lucru, dar hai să-l setăm 4 sau să-l lăsăm 8. Știu cu cât e mai mare, cu atât mai mare face supralărgirea. Hai să lăsăm 4 deocamdată, deci la valoarea asta poți să testezi, adică pui o valoare mai mare, pui o valoare mai mică, vezi ce supralărgire îți face. Dacă se apropie cât mai mult de aceste valori, da? Atunci folosești valoarea respectivă. După asta, noi oricum manual trebuie să mergi pe fiecare curbă să vezi ce supralărgire a pus. Dar poți să te verifici, da? Adică setezi valoarea asta și vezi cât de cât să fii mai aproape de valorile care îți trebuie ție. Bun. Și aici putem, fără normativ, să specificăm o supralărgire fixă la fiecare curbă, da? Adică să-i zicem că la fiecare curbă îi dăm 1 metru supralărgire cu tranziție de 20 de metri. Adică tranziție de la 3 metri la 4 metri pe o lungime de 20 de metri. Nu ne interesează pe noi asta, îi dăm click pe OK și așteptăm. În momentul de față se creează și se calculează supralărgirile în fiecare curbă. Noi aici avem o curbă la stânga și în mod normal axul pe partea stângă, da? Pe partea dreaptă cade exact pe 3 metri pentru că nu avem supralărgire, dar pe partea stângă avem supralărgire. Bun. Deci, ce facem noi? Mergem și selectăm
axul. Selectăm raza respectivă. Da? Ca să vedem noi ce rază avem aici. Aici avem rază de 33 de metri. Raza de 30 de metri. Da? Aici este raza de 30 de metri. Deci să considerăm drumul nostru, celelalte drumuri. Nu este un drum internațional, este un drum comunal. Îl considerăm ca și celelalte drumuri. Deci avem 30 de... stai un pic, raza. Raza de 30. Aici este raza de 30. Sau cum? De care sunt raze? Că m-am încurcat deja. A, astea sunt supralărgirile. Astea sunt razele. Deci, dacă avem rază mai mare de 300 de metri, nu mai punem nicio supralărgire. Dacă avem rază mai mare de 200 de metri la drumuri, la celelalte drumuri, o rază mai mare de 200 de metri, nu mai punem supralărgire, da? Bun, la noi raza este de 30. Deci trebuie să punem o supralărgire de 1 metru. Înmulțit la 2, deci 2 metri trebuie să avem în zona respectivă, da? Unde avem raza de 33 de metri. Cum facem? Deci noi, ceea ce ne-a pus programul, cred eu că este prea puțin. Da? Dacă măsurăm distanța de la 3 până aici, sunt vreo 20 de centimetri, poate chiar mai puțin. 40 de centimetri. Bun, selectăm alinamentul respectiv creat, adică offsetul respectiv și mergem pe Add Weighting, nu. Add Automatic Weighting. Nu, nici asta nu. Offset Parameters, asta este. Și de aici selectăm curba respectivă, da? Adică exact această zonă unde s-a făcut weighting-ul, da? Și noi practic suntem pe valorile razei respective. Și aici vedem supralărgirea este de 22 de metri 0,40 40 de centimetri, dar de ce nu putem să le edităm? Bun, deci să revenim. Deci la ce am rămas? Că am făcut o pauză. Deci aici selectăm elementul nostru și avem așa. Increase white standard, 2 metri. Da, deci ce am făcut? Am modificat aici, în loc de 4 am pus 8 și s-a modificat la 2 metri. Da? Deci practic este exact ce ne trebuie nouă, cum e aici. La 30-35... 2 metri aproximativ, da? Și la fel trebuie demers la fiecare curbă. De făcut respectiv după tabelul ăsta, da? Deci raza, după rază, aici este raza și aici valoarea care trebuie mulțit la 2, în sensul că dacă sunt două benzi, adică 20 cm, dacă ar fi raza de 310, ar trebui să băgăm 40 de cm. Bine, dacă e 310, nu mai e cazul de băgat. Sau dacă raza în alineament este 300, pur și simplu, dacă ne permite terenul, extindem până la 310 sau 350, ca să mai băgăm supralărgire. După care, după ce facem alineamentele respective, selectăm coridor și la Edit Target, pentru stânga și dreapta, ca și lățim, da, deci aici la Offset, ca să ne fie mai ușor. De aici selectăm, nu de aici, de aici selectăm strat 1, da? Adică să identificăm, să filtrăm doar strat 1 și la strat 1 îi dăm lățimea după alineamente. Deci avem o dată white target partea dreaptă și putem să selectăm de aici pentru partea dreaptă. 01 ride MD și pentru stânga, selectăm ăsta, click dreapta, left, da? Deci right și left. Ok. Și acum coridorul, practic, cu lățimea se duce până la
aliniamentul pe partea stângă, inclusiv pe partea dreaptă. Deci linia asta roșie de aici trebuie să despară și să fie asta de aici. Margine, drum, cum ar veni. Hai să-i dau un regen. Rebuild. Gata, s-a dus.